ziua! Cumesc și noi! Bună ziua, dragi locuitori în început și noi! Astăzi suntem adunați aici în această primărie pentru a cere primarului general transparență în ceea ce privește amenajarea corpurilor de bloc. În ultimul avem oameni în audiență care cetățeni, grupuri de cetățeni, asociații, care apelează la noi în speranța că vor fi amenajate curțile lor de bloc. Dar, de fapt, ceea ce se întâmplă în primăria municipiului Chișinău este selectarea aleatoră sau după principii cine mă votează sau cine nu este loial mie în acele curți și reparăm. Noi dorim transparență în ceea ce privește amenajarea curților de bloc. Și la apelul cetățenilor, facțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău, în special colegul nostru Ivanov Dumitru, a inițiat și a elaborat un proiect de decizii care ar oferi această predictibilitate, această transparență cetățenilor. Nemijlocit el o să vorbească mai multe detalii despre acest proiect de decizii și de ce el nu se vrea a fi votat în Consiliul Municipal Chișinău. Bună ziua tuturor! Eu sunt Dumitru Ivanov, sunt consilier municipal din partea fracțiunii PAS și noi astăzi ne-am adunat aici ca să... atragem atenția la reparația curților de bloc din municipiul Chișinău. Sau mai bine spus, faptul cum această reparație se face necalitativ, se face netransparent, oamenii nu știu pe ce lucrări sunt cheltuiți banii lor, și mai mult, unii oameni stau ani de zile și așteaptă ca curtea lor de bloc să fie reparat. Și toate că domeniul locativ este un domeniu care ține nemijlocit de primăria municipiului Chișinău. Și ani la rând s-au făcut diverse investiții în reparația curților de bloc. Doar în ultimii 5 ani s-a investit aproape 1 miliard de lei în reparația curților de bloc. Mai mult, au fost lansate diverse programe, printre care și programul Curți Confortabile, unde din diverse surse, noi nici nu știm suma finală acestui program, dar din diverse surse noi vedem că sunt undeva 80 de milioane de lei. Până astăzi oamenii nu știu ce curți au fost reparate sau cum pot să beneficiez de reparația curților de bloc. Din acest considerent, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal a făcut un proiect de decizie care are ca scop 1. Inventariere și pașaportizarea curților de bloc, pentru ca oamenii să știe clar ce curs de bloc trebuie să fie reparate și ce tip de lucrări trebuie făcute în acest curs de bloc. Mai mult, proiectul decizii prevede crearea unui plan multianual de reparație și dezvoltare a curselor de bloc, ca să fie clar cum o să fie cheltuiți banii alocați de Consiliul Municipal pentru reparația curselor de bloc. Și nu în ultimul rând, publicarea listei curselor de bloc care urmează a fi reparate în fiecare an, ca cetățenii se poate vedea dacă curtea lor de bloc a să fie sau nu reparată în acest an. Curțile de bloc trebuie reparate prioritar, de la cele mai rele și cele mai deplorabile spre cele mai bune. În niciun caz nu trebuie făcut cum se obișnuiește până acum, în care asta e mai multă imparțială politică, în care asta e un mecanism de control a consilierilor, e un mecanism de amăgire a oamenilor sau cumva de obținerea voturi pentru diverse campanii electorale. Asta e un instrument poate de a-și repara unii oameni propria curte de bloc sau unii oameni apropiați în cer din zona primarului. Noi am văzut și la început de mandat cum s-a reparat și drumul în fața casei lui Chicu, deci când ex-grupul întreprinderii municipale repara diverse drumuri la diversi oameni puși în funcție, dar nu la orașenii care ani de zile așteaptă ca curtea lor de bloc să fie reparată, pentru că noi avem curs de bloc unde nu poate să intre ambulanța, avem curs de bloc blocate, avem curs de bloc unde urna de gunoi este la un metru terenul de joacă și pe acolo au fug și volanii, avem terenuri de joacă din perioada sovietică și avem oameni care stau în rând ani de zile și așteaptă ca să fie reparate curțile de bloc. În acest sens, noi facem un apel către primarul general, pentru că dacă de 3 ori noi am fost în Consiliul Municipal și dacă până acum Consiliul Municipal a blocat acest proiect de decizie, de 2 ori nu a vrut să susțină fracțiunea socialiștilor acest proiect, iar în ultima ședință el a fost în general scos de pe ordine de zi, noi facem un apel ca primarul general să asume și să emită o dispoziție prin care să facă procesele de reparație a curților de bloc corect, transparent și într-adevăr în beneficiu oamenilor, dar nu în beneficiu cercului de interese din jurul lui. Mai departe, dacă cineva vrea să postească despre curtea lui de bloc, eu îl rog să iasă în față. Deci,
Bună ziua, sunt Alexandra Gorie, locuiesc în Dacia 25, Botanica. Vreau să spun că blocul în care trăiesc eu face parte din cele patru blocuri care am socotit că erau cândva frumusețea Chișinăului. Ele s-au construit undeva în anii 77-78, nu mai știu precis când ele au fost date în exploatare, dar numai nu după 80. Și vreau să spun că în curtea noastră nu s-a făcut nimic absolut din anii aceia. Și avem atâtea gropi, tamam la intrare spre, când intrăm spre ușa noastră, se formează toată lumea. După ploi se formează un fel de iazuri acolo, care nu putem să trecem liniștit, dar mai ales când iarna și gheață, acolo mereu se face gheață, adică iaz, un iaz așa de, cu, și ne lumicăm, adică eu simt că am căzut nu odată acolo. Ne mai vorbim de îndosul casă, iar la fel, la o parte noastră, de sub se merge un fel de turneu, cum se zic. Și iar mereu se văd fel de fel de gauri. Iar la fel, ca să ieșim din curte în partea opusă, scările, abia țin, ne este frică ca să călcăm pe ele. Deci, primărie, orașul Chișinău, ca să ne acorde atenție, adică la blocul nostru, dar și la toate blocurile cele care, patru blocuri care se pot folosețea Chișinăului, ca să analizeze și să facă reparații. Da. Locuiesc pe strada Ismail 102, locuiesc la rolul din anul 2016 și afirm cu toată certitudinea că de atunci, din 2016, în curtea sau în perimetru blocurilor 100-102-3 nu s-a făcut absolut reparație. Acolo este o grădiniță și o școală. Este un teren de joacă, care nu cred că poate fi numit teren de joacă, pentru că mai mult este un pământ bătătorit, care absolut deloc nu a fost îngrădit. Gropile din curtea blocului cred că au dimensiunea unor scări. Și cred că împreună cu toți locatarii, deja am început să ocolim o intrare în curtea blocului, pentru că efectiv mașina, dacă ajunge în acea groapă, cu siguranță nu mai putem ieși. Zilnic trec mașini pe acolo, aduc copiii la grădiniță, aduc copiii la școală. Am încercat, începând cu 2 ani în urmă, am făcut reportaje continuu până în prezent. Reprezentanții de la primărie au spus că sunt conștienți de problema care există în acest perimetru, în această zonă. Au spus că curtea dumneavoastră este cumva în lista de așteptare și în cel mai scurt timp vom veni și vom face reparație acolo. Și mai grav este faptul că blocul 102-3 se surpă. Cumva se surpă temelia și pereții care la fel mențin această temelie, la fel sunt deteriorați, crăpați și poate gata să cadă. Menționez încă o dată. Autoritățile au spus că sunt în cunoștință de cauză de această problemă, dar totuși vedem că din anul 2016 și până în prezent nu a fost făcut nimic. Și eu afirm din anul 2016 pentru că eu locuiesc de acolo. Dar vecinii sau locatarii de acolo au spus că de mai bine de 10 de ani nu s-a făcut absolut nicio reparație. Și este foarte trist, pentru că cumva suntem într-o așteptare continuă. Nici măcar nu cunoaștem dacă anul ăsta, luna asta sau peste 2 ani, noi vom avea reparații.
Prin urmare, cred că ar fi foarte corect și echitabil ca să fie făcută o listă când urmează să fie reparate curțile. Eu cred că acest caz este unul elocvent și foarte potrivit în contextul deciziei elaborate de către fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Oamenii au nevoie de o claritate. Oamenii au nevoie să știe exact când va fi reparată acea curte de bloc. Peste 4 ani, peste 3 ani, peste 2 ani, care sunt curțile și câți bani sunt alocați pentru anul curent, etc. Noi cerem transparență. Noi vrem ca orașul să se dezvolte vizionar, să fie o viziune de dezvoltare a acestui oraș, o predictibilitate și o transparență. Ceea ce vedem noi că astăzi primarul schimbă trotuarele bune pe altele noi. Noi înțelegem că asta este un business foarte rentabil în zilele noastre, dar nu este ceea ce așteaptă chișinăuienii și locuitorii municipiului Chișinău. Dacă mai dorește cineva să se expună. Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domn Ciobanu! Mesajul meu e chiar anumit pentru dumneavoastră. Eu sunt Maria Petrov, din sectorul Rușcani, Bulevardul Moscova 20, fracții 4, 3, 2, 1, din toată ograda noastră. La noi strigător la cer. Nu știm din care parte să o luăm și cum să o luăm. Merg oamenii și rup cearele pe cărărușile noastre. Terenul de copii care se joacă copiii, e imposibil. Toți își fac parcările pe terenul și ăla. Eu combat și lumea combată cu un tip de parcare, care ei s-au bătat între dânșii acolo și fac parcare. Când mă uit în altă parte, fac și altul. Eu mă duc, eu apelez la poliție. Poliția mă trimite la JEC. Apelez la JEC. JEC-ul mă trimite la pretură. Pretura spune că nu dă autorizare. În timpul ăsta, chiar de-am asta e bătaie de joc. Îi spune unul de la JEC, ei, ăștia din casa asta strâng tăți niște bănuți și le plătesc la pretură. Ei, unde se mai vede una ca asta? Pretura spune că nu dă autorizare. Poftim, asta spune terenurile de joacă de la sectorul Rușcani. Nu știu, cred că trebuie de luat măsuri. Noi vă rugăm frumos, aveți o leacă de grijă lumea asta care trăiește în cartiere. Nu numai străzile centrale și nu numai pe la primării bunăoară sau pe la unde vă place dumneavoastră. Intrați în cartiere, veniți și vorbiți cu lumea. Începeți să faceți o leacă de ordine dacă se mai poate. Eu cred că nu mai sunt bani de-a mă. Asta-i. Domnul Ion Ciobanu a promis când s-a asumat mandatul să facă Chișinău capitală europeană. Nu se vede nici pe departe. Își face PR-ul lui personal și noi plângem cu scrisori și declarații, cereri și până la urmă nu ne aude, nu ne ascultă nimeni. Dorim schimbări și cât mai urgente la toată lumea și la toate ogrezele. Nu vă spun detalii ce petrece la mine în ogradă. Dezastru, văleu și iar văleu. Bună ziua, noi suntem de la Bacioi, noi, dar acolo tot situația botanică. Bacioi, noi, sectorul botanică. Acolo tot e un dezastru, că ieși dintr-o groapă și dai în alta. Noi, situația noastră cu soț cu dizabilitate, au fost cazuri când s-au răsturnat, că vrea să dea înainte și nu e posibil, că iese dintr-o groapă și dă în alta. Tot avem mari rugăminte că să se facă și acolo, că e un sector uitat de lume. Rog să luați în vedere rugămintea noastră și vă poftim să veniți, să vedeți la fața locului, să vă convingeți. Vă mulțumesc! Ion. Bună ziua, Ion Melnic îmi spune.
Părinții mei locuiesc la Botanica, Botanica din Vale, pe Nicolae Grădescu 5, lângă Muncești. Trebuie să vedeți curtea aceea. Ea este, nu știu, reparate au fost de câteva ori țevele, de apă caldă, de canalizare. După aia au fost astupate, iarăși deschise. Deci curtea este într-o stare inacceptabilă. Dar este un moment care pe mine mă deranjează cel mai mult. Mă deranjează că noi astăzi trecem, vedem o groapă și ne deranjează mult. Peste o săptămână ne deranjează mai puțin. Peste o lună, peste un an, deja nu mai observăm. O primim ca ceva normal. Deci primăria și funcționarii noștri publici au transformat curțile deplorabile în ceva normal. Nu este normal, pentru că într-un stat european, într-o capitală europeană, cetățeanul când plătește impozite, el își cumpără curți amenajate, terenuri de joacă pentru copii, străzi și transport public. Noi însă ce cumpărăm? Noi plătim impozite și cumpărăm străzi reparate de sute de milioane de lei care sunt inundate permanent. Noi cumpărăm curți, repararea curților pe criterii politice, că ai votat cu un partid sau cu altul. Deci ar trebui să încetăm, să acceptăm curțele sunt deplorabile și ar trebui odată să zicem, ajunge, dragi funcționari publici, sau vă apucați de lucru, sau plecați. Nu mai poate continua așa mai departe. Nu putem tolera mai departe această atitudine. Vă mulțumesc! Ajunge! Bună ziua tuturor! Меня зовут Руслан Доменко, район Рыжкань, и мы бы хотели обратиться к мэру. Мы провели небольшие исследования в Кишиневе с учетом ложной урбанистики и настоящей. Примерно на душу населения бюджет составляет порядка эквивалента Карловых Вар в Чехии. И мы бы хотели спросить мэра, где наши Карловые Вары? Нашим детям надо обеспечить комфортные и удобные дворы, ну так же, как и нам. И, собственно говоря, если заниматься вопросом по политике, то сначала надо сделать дворы и уже не с убитыми дворами, значит, поднимать вопросы какого-то такого политического характера. Спасибо. Ajunge! Din acest considerent, încă o dată, reiterăm că curțile de bloc trebuie să fie reparate, nu pe criterii politice, nu la oameni din anturajul tău de prieteni, nu la oameni care te votează bine în alegerile electorale, nu ca un instrument de obținere a diverselor voturi în Consiliul Municipal pentru buget sau alte proiecte care dorești să le implementeze Chișinău. Acest considerent e foarte important, ca reparația curților de bloc să nu fie una politizată, dar să fie făcută corect, transparent, după niște criterii clare. Respectiv, noi vrem curți reparate și nepolitizate. Vrem curți reparate, nepolitizate. Vrem curți reparate, nepolitizate. Vrem curți reparate, nepolitizate. Domnule primar, ajunge cât am tolerat până în prezent ca să fie toate reparațiile în municipiul Chișinău făcute pe criterii politice. Ajunge! 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 Venim cu un ultim apel către primarul general Ivan Ceban, în condițiile în care Consiliul Municipal nu vrea să susțină un proiect de decizie, care de fapt este unul binevenit pentru oricare primar de oricare culoare politică, în condițiile respective să semneze dumnealui o dispoziție care prevede anume aceste puncte din proiectul de decizie pe care fracțiunea PAS în Consiliul Municipal le propune. În acest sens vrem să vă mulțumim reprezentanții mass media că ați fost astăzi cu noi și vă așteptăm cu alte ocazii. Mulțumim locuitorii municipiului Chișinău că sunt alături de noi și suntem împreună. Doar împreună putem să facem lucruri frumoase pentru municipiul Chișinău și să tindem spre acea transparență pe care ne dorim foarte și foarte mult. Mulțumim! Mulțumim!